Dacă vrei să vezi cum am ajuns aici, rămâi cu noi minutele care urmează. Ne teleportăm așa prin miracolul tehnicii, al magiei Adobe Premiere-ului, să spunem așa, până la baza pârtiei Șoimu, iar de acolo venim încoace cu ATV-uri. Salut! Suntem la baza pârtiei Șoimu din Gura Humorului, iar astăzi o să mergem tocmai până acolo sus, pe acel deal unde scrie Gura Humorului. Vom merge cu ATV-urile, cu cei de la Extreme Ride Bucovina. Florin ne așteaptă, va fi ghidul nostru astăzi și va fi o aventură, zic eu, destul de frumoasă. Așa că rămâneți cu noi, nu uitați să vă abonați și să veniți cât mai mult pe canalul nostru. Să știți că nu suntem niște profesioniști, am mai condus, avem un vlog, o să vi-l las în descrierea acestui material pe care l-am făcut pe Rarău cu ATV-urile. A fost foarte frumos, de data asta încercăm un traseu și la Gura Humorului. Există o întreagă polemică legată de ATV-uri. Pe unde au voie, pe unde n-au voie. Există voci care spun că aceste ATV-uri mai mult deranjează. Totuși, ele aduc într-un număr constant turiști aici, la Gura Humorului și nu numai. În fiecare weekend filmăm de altfel acest material în timpul săptămânii, pentru că în weekend e absolut plin. Sunt foarte mulți clienți care vor să meargă cu ATV-uri, iar absolut toți aleg un alt traseu decât cel oficial, pentru că cel oficial, care nu trece pe proprietățile oamenilor, ci este doar pe drum public, undeva prin lunca râului, pe aici o să vedeți, mergem și noi îndată pe acolo, nu e la fel de spectaculos, nu e comparabil cu celelalte trasee de aici, de la Humor, și cred că aceea situație e valabilă peste tot în țară. Lucrul ăsta va trebui cumva reglementat, nu o să încercăm noi astăzi să facem treaba asta, dar noi o să încercăm să vă arătăm o diferență între cele două trasee, cel oficial de la Gura Humorului și un traseu spre Toaca, da, care nu e un traseu oficial. Florin, hai să facem un mic instructaj, așa, sigur, de început. Puteți să urcați, vă rog, pe el. Da. Așa. Aici o să avem cheia, da? O singură dată contactul. Aici avem frâna de mână. Da. Accelerația. Ok. Frâna de picior este jos. Pedala, da? Vă rog să apăsați frâna de picior. Da. O să-l dăm în punctul mort, neutral. Ok. Apăsăm butonul verde pentru pornirea ATV-ului. De aici, când doriți să schimbați viteza, da, apăsați, vă rog, frâna de picior și îl dăm. H-ul este drive-ul, L-ul este mic, mare mic. H-ul este mare, L-ul este mic. În momentul mic se dă, când se urcă pe dealuri, când dăm de ceva mai greu, de o porțiune mai... Atunci dăm H-ul. Dăm L-ul. Dăm L-ul, ok. Da. Deci H-ul este drive-ul, adică să avem viteză, okay, să poargă, meargă cu ATV-ul, să nu se blocheze cureaua, să ne reducă din viteză, dar ne dă putere în cuplu. Am înțeles. Aici avem returul. Da, când dăm în spatele parcare. Și parcare. Da. Semnalizare stânga, da, oprim, semnalizare dreapta, oprim. Clanson, avariile, ăsta este butonul care taie curent. Okay. În caz de dai ceva, l-ai apăsat rapid și ATV-ul s-a oprit. Am înțeles. Haideți și voi îmbarcarea, toată lumea, Ticu, Antoanela, Ștefan, Paul, cam asta e formula de astăzi. 5 bucăți, cu Florin 6, plecăm spre Toaca, spre acel deal unde scrie Gura Humorului. Am oprit Florin puțin pentru o ședință tehnică. Explică-ne acum care va fi traseul pe care îl facem în continuare. O să încerc să vă stabilesc un traseu în felul următor. Traseul dat de primărie, un traseu stil enduro, zicem noi, care suntem cu ATV-urile, de 40-45 de minute. Uh-huh. După o să încercăm să ajungem sus în vârful Toaca. Și acum, hai să fim realiști, să înțelegem și pe turiștii care vin aici la Gura Humorului să aibă așa o oază de liniște și le trec pe sub fereastra camerei 10 ATV-uri din astea. Na, nu-i chiar atât de plăcut.
Cam ăsta a fost traseul oficial, să spunem așa, traseul primăriei. Ați văzut, într-adevăr, e un traseu mai enduro, cum zicea și Florin. Trebuie avut grijă, dar există tendința să calci mai mult accelerația, adică să apeși mai mult accelerația, de fapt. Însă trebuie avut mare grijă atunci când conduceți aceste vehicule, pentru că riscul să vă arunce din ele este destul de mare. Acum mergem înspre vârful Toaca, acolo unde scrie Gura Humorului, și veți înțelege de ce majoritatea turiștilor aleg traseele neoficiale, să zic așa, în detrimentul acestea oficial. Bun, ești gata? Ține-te bine, Paul! Ne asigurăm. Doamna, doamna, treceți de pe aici? Sus, pe vârful Toaca, vedeți voi ce peisaj frumos. Am obosit puțin, am făcut câteva fotografii, am luat câteva cadre și acum ne întoarcem pe același drum spre locul de unde am pornit.
acesta e unul dintre traseele cele mai solicitate, mi-a spus, de către turiști. Ce alte posibilități mai sunt aici în zonă cu ATV-ul de vizionat, de văzut? Păi, în afară de vârful Toaca, traseul stabilit de primărie, ar mai fi traseul drumul Sondelor, este un drum vechi, care durează în jur de două ore și dus-întors. Tot avem un peisaj, acolo se găsește o cruce la un moment dat, pe al doilea război mondial, fiind, am înțeles, de la bătrâni. Se mai putea la un moment dat să ajungă sus în vârful pârtiei, dar este foarte dificil, deci și pentru noi chiar este dificil, care mergem zi de zi. Nu poți să pui un client care nu a venit niciodată cu ATV-ul să-l duci sus pe vârful pârtiei. Am înțeles. Păi, într-o cât costă? Care sunt tarifele? De la cât la cât? Sau cum? Avem prețuri începând de la 150 de lei traseul de stabilit de primărie, 200 de lei traseul acesta Toaca sau chiar și cu 150. Depinde și cerințele clienților. Avem clienții noștri formați deja de foarte mult timp, care, da, ei beneficiază de anumite reduceri. Deci, în principiu, tariful ar fi de undeva între 150 da. Și 250, să zic. Da, avem trasee și mai lungi, de o zi întreagă. De exemplu, la miază, când o să facem o pauză, la prânz o să fie un grătar, seara un ceau un vânătoresc. Și spune-mi, există tot felul de controverse legate de trasee, de ATV-uri, de drumuri. De la ce pleacă aceste controverse? Care sunt nemulțumirile, practic, ale celor care nu, să zicem, nu sunt în tabăra ATV-ului, să le zic așa? Gălăgia. Cel mai mare gălăgia. Și, de exemplu, mai avem turiști care nu ne ascultă absolut deloc, mai intră pe un teren privat, înainte se dădeau singuri fără ghiz și își făceau de cap. Și din cauza asta, toate traseele se fac doar cu ghid. Încercăm să păstrăm regulile, să fim și noi legali. Aici, la Toaca, tu se poate ajunge și la, cu piciorul, adică la pas. Da, și la pas. Cam cât timp ar dura? La pas, cred că două ore. Depinde. Eu zic, pare cât aș face eu. De unde vin turiști în general? Majoritatea turiștilor vin Iași, Constanța, București, Roman și împrejurimile din zonă. Botoșani, de exemplu, mai avem care vin, dar cei mai des vin din Iași. Vin turiști la Gura Humorului, cum e? Pe timp de sezon este full. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să veniți cât mai mulți în comunitatea Ceva Altceva, pentru că unde-s mulți, puterea crește. Iar noi venim cât de curând, stai de aproape cu un nou vlog, cu o nouă emisiune.